Salut, YouTube, eu sunt Cristi. Dai, ce a fost asta? Nimic. Ok. Salut, YouTube, eu sunt Cristi și cel de în... de pe fundal e Andy și îl mai avem și pe Adi pe aici. Ce mă, ce 8? Și am revenit cu episodul cu numărul 18 din Braz la minerilor. Ok, așteptam să zici ceva mai dezamăgit. Astăzi vreau să mă duc în Nether și... Bă, stai așa, am și o întrebare. Asta... Nether chest-ul cum se face? Cu... Nether... Ender chest-ul. Așa, Ender chest-ul. Cu Ender Pearl normal sau... Cu Eye of Ender. A. Kappa. Stai că iau două de-astea. Vreau să-mi fac un... un chest să las în lumea normală și unul vreau să-l iau cu mine, că mă duc la mama dracu să caut și o fortăreață, că ați ras voi tot ce era până apropiere. Da. Bă, dar chiar, avem și noi o modalitate de a ieși din Nether, pe acolo, de, pe, de prin tuneluri, să mergem să căutăm chestii. Da. E... pe undeva sau pur și simplu mă duc într-un tunel și încep să sparg până ies. Dacă vezi și arăt pe unde poți. Ok, imediat stai să-mi las chestiile și hai că vin. Doamne. Da, chiar bă, îmi place svastica pe care ai făcut-o acolo. Aoleo, doamne, deci... Ce? Ce? De ce? Face rod de live, dacă vrei, da, boss. Cine ce face? Face rod bițul meu live. Cred okay. Că o să mă duc să-l acompaniez. Bine, du-te. Îl țin de mânuță, că e doar nașii meu. Bă, e și e băiatul meu, dar tot o să fie naș la nuntă. Ok, nu atunci. Vine asta, dar să zicem. Hai, salut. Up, baftă? Baftă, băi. Da, mersi, băi. Ceau. Așa. Bun, acum că am rămas singur... Mă rog, mai e și Andy care e AFK. De fapt... Da, e AFK. Bun. Vreau să-mi iau niște piatră. Fapt, stai, pe unde aveam? Parcă pe aici. Da, uite, aici am cobblestone. Back. Okay. Salutare, fraților! Salut, fraților! Și a revenit și Andy. Eu acum îmi caut chestii că mă duc în Nether. Adi, mai ai cărți? Adi nu mai e. A, pe plecă? Tu vorbeai singur? Eu, da, vorbeam singur. Nu e ca și cu filme sau ceva. Bă, uite, bă, că se începură să-mi crească și mie vacile, să mă apișoare, am o grămadă. Perfect, da. E caz de aici că vreau să ies vaci demente. Bă, la vaci nebune. Tu ești acasă? Eu da, o să mă duc în Nether în curând. Să mergi, adică eu nu știu unde e farmul ăla XP, dar cred că o să-l caut eu. What? Asta de aici, eu am făcut vrei să te duc acolo? Dacă insiști. Ok, stai să caut și o... un arc și niște săgeți pe care nu cred că le mai am. Dacă n-am jos, am cam băit o fericire. Și te duc imediat. Să mai merg ceva de mâncare și aia. Noi bai. Mă vorbește, auto fac câte vaci are Dan, este noi sănătos. Vaci? Da. Eu știam că are oi. Are oi? Așa, da. Oi, pardon, că dacă avea vaci le furam. Băi, bine, dar mie îmi place că cineva i-a ras tot acolo lui Dani. Și bine că mi-ai amintit de vaci să le mai mulțesc și-o pastea. Cineva, deci Dani avea acolo o fermă și cineva a avut grijă să îi taie ferma. Pur și simplu, ei și-a scos tot ce avea și a plantat iarbă.
Da. Așa, am de asta, mă duc să-mi iau niște mâncare. Bă, adevărul e că arată bine iarba asta aici, frate. Da, arată bine. Și-a făcut fermă de iarbă, băiatul. Frate, ce ai tu cu ferma lui de iarbă? Da, nimic. Iarba e sănătoasă. Hai la portale. Tăia un pic, că nu mai știu pe unde să ies din căzui la oi din greșeală. Gata. Hai da. Ce-ai găsit? O să-i fur un ou. Ce vrei să faci cu el? Ok, a sunat cam ciudat asta, dar mă rog. Vreau să spawnez niște găini și eu. Ok, stai așa, să iau un stack de mâncare și hai să mergem. Să văd dacă mi-a scos iar disemnul sau ne mai chinuim o leacă. De fapt, stai. Deci la spawn? Ăsta la portal sau te aștepta aici? Nu știu. Păi, intră în portal. Mesa și zombie. Ah, hai că nu mi-a scos semnul. Bun, știu să te duc. Hai da! Păi ce, semnul te ghidează? Da, mi-am făcut un semn așa, știi, foarte subtil ca să știu pe unde să mă duc. Mă, tu unde ieși? Eu sunt la portalele alea de acolo, de la spawn. Eu sunt înăuntru, mă, sunt în Nether, te aștept aici. Zi, bă, așa. Uite, ăsta, bă, nu ne mai înțelegem, bă. Bă, ce-o făcea să ocupă aici, am mâncat, aici. A făcut tagi o zvastică. Păi știam eu că ăsta e rasist, în puii mei, hai. Da, hai pe aici. Rasist, n-a zis de toate, pe aici, la dreapta, în spate. Gata, gata, frate. Na bun, hai să-ți explic și, și cum funcționează chestia asta. De ce vreau trebuie să știm tot? What is this? Deci, fii atent. Lași moneta, de fapt ridici moneta și lași să se urce să vină aici. Pe urmă, închizi moneta, apeși o dată pe buton și aștepți, pentru că butonul o să-i lase la un singur hit. Pe bune? Și după aia le dai o palmă și sunt morți. Și XP-ul vine tot aici sus? Și după ce îi omori, dai drumul iar la manetă și îi lași să se colecteze acolo. Bun, și de exemplu, ăștia se spawnează așa în continuu? Da, în continuu. Poți să stai aici AFK și după și aia... Care e ideea? Adică de unde vin proștii ăștia doi? Păi sunt pe aici, pe undeva spawnerele, nu știu exact unde, dar sunt. F3 aia, să vedem. Holy shit, bro. E unul aici în stânga și unul pe lângă unde ești tu. Uite, unul fix aici în stânga, aici. E cel mai probabil, nu știu pe unde o fi, dar mă rog. Eu hai că te las aici, distracție plăcută. Sunt două aici, le-am văzut. Da, să te... Și ca să lasă să se colecteze, trebuie să lași maneta așa, nu? Da, lași în sus, mi se pare, ca să urci și da, în da, jos. Da, păi da, ca să, adică să nu mai intri nici nu m-am trebuit să-ți sun pe cineva. Nu-i prea greu de ajuns nici aici. Da, eu trebuie să găsesc pe unde n-ai bisez. Aoleu, doamne, deci au făcut ăștia niște tunele pe aici de voi de capul meu. Bun, vreau să găsesc și eu o fortăreață. Și pentru armuri și pentru toate chestiile astea. Ok. Deci deja a fost cineva pe aici, drăguț. Bine, era clar că cineva a fost pe aici. Dar, ne... Stai să dau puțin mai... De fapt, stai nu aici. O să schimb setările când o să ajung și eu undeva unde o să pot sta efectiv. Ce omuleț, nu? Ce omuleț? Tu. Da, îți dai seama, eu stăteam cea de genul pe un bloc în Nether și dacă venea vreun guest și m-a omorat, tot eu făceam urât. Că de ce m-a omorât, nu? Ce? Da, exact. Bă, ci că de la 23 de blocuri nu mori. Sper că sunt mai puțin de 23 de blocuri. Să mor tu, deci nu cred așa ceva. Fix când m-am aruncat... Doamne, uite-l acolo. Am plecat, tăti, că nu mă bat eu cu tine. Ah, mă bat cu ei. Am săgeți. Suficiente, am câteva și eu acolo. Doamne, și mi-ar plăcea un arc cu Infinity. Ioi. Eu am arc cu Infinity, vrei să ți-l dau și ție? Sunt pe Nether.
Nu mai mersi acum, nu mai contează. Ok, cineva chiar a fost pe aici. Ok, deci cred că o să trebuiască să merg mai mult decât m-aș aștepta acasă, găsesc un de-asta. Uite, uite, ai început să vorbești repede. O fortăreață, oh, da. Cum se spawnează squidurile în apă. Nu știu cum... Bă, nu se spawnează, se spawnează și în apa de la suprafață, dar nu știu cum, eu am fost să caut în ocean când am avut nevoie. Da, da, sunt în anumite straturi. Știu că am vrut eu să-mi fac fermă și am căutat. Și au nevoie de ceva genul... Deci, n-au nevoie de un anume număr da. De straturi de apă, adică poate să fie și un singur strat de apă dacă e între nu știu ce straturi. Bine, atât că la mine n-a mers ferma, dar bineînțeles cum a făcut-o Pufa și mers, deci cred că pe mine pur și simplu nu mă suportă. Cine? Cine e gheiuțul care nu te suportă? Ferma? Cine? Ferma e gheiuțul care nu te suportă? Nu, Minecraft. Ah, mai rău. Bă, și am vrut și eu să-l ajut pe Dani, că am văzut că a murit și mă uitam pe live-ul și a văzut că a murit în Nether. Și eu, pentru că aveam iteme, ce zic eu, hai să mă duc să-l ajut să-și recupereze itemele. Și a murit. LOL, uite un pigment care urcă în lavă ca și cum ar fi în apă. Ioi. Și nici nu e ca și cum Dani și-ar fi pierdut toate itemele ca lume. Sau ceva. Nu, no, nu, no, cum să fac el asta? Ia mă, pe portalul ăsta aici. Bă, da, de ce lumea folosește portale ca să... În Nether e mai mic spațiu și mergi mai repede sau de ce? Da, mergi mai repede. Mergi mai repede. E distanța ceva de genul de 4 ori mai mică. Ba, mi se pare că e mai mare. 8 ori. Adică ceva de genul, loc să mergi, nu știu, 800 de blocuri, mergi 100. Cam asta e diferența. Am înțeles, da, e foarte mare. Și foarte ghiuț în același timp, da. Bine, dacă ai acum ceva de genul 200 de blocuri, nu prea se simte, dar dacă e vorba de distanță de aia mare... Îți dai seama cât e mai mare, o pune 1000, merge 1000 la 2000, fă socoteala! Da. Mate info! Vreau că era destul de greu să te gândești. Mi se puse clipul, băga mai și picioare, trebuia să-l pun mai întâi pe programat, că iar mă nebunesc ăștia că... Cum se numește, le pun... Hai mă, pe bune! Mă nebunesc că le pun clipul ăsta. Bine, într-adevăr au și dreptate. Dar mă nebunesc că le pun clipul, cum se numește, mă? Nu apucă să se facă 1080, știi? 720, pardon. Se face da. 360 când îl postez prima oară, ai văzut? Da, știu cum. Și asta am zis, să mi se plânge toată lumea și am de fiecare dată uit să-mi bag picioarele. Numai tu. Îmi pare rău, băiețile. Că tot timpul uit. Ok, deci am ajuns aici la o fortăreață care ghișe a fost deja răiduită, să zic așa. Am un stac de mâncare, deci îmi permit să mă plimb puțin pe aici. Am și patru... Ce ai pui, nu? Da. Doamne, dar ce... Știi, când nu joci o vreme și pormă vrei să cauți și tu anumite chestii da, și te trezești frate, că... Da, frate, lasă-mă că n-ai nimic, vezi că toată lumea are și tu intri, tu n-ai nici măcar lemn în puii mei. Eu mi-am făcut ăsta topor enchantat de diamond ca să sparg mai repede. Și ce ai pus pe el? Păi am efficiency și am breaking. Deci e bun, chiar e foarte bun. Da. Eu pe pickaxe-ul meu era că silk touch 1. De fapt nu pot să dea mai mult de 1, dar silk touch atât. Da, ar fi ce să-ți dea silk touch 2. La ce te ajută? Habar n-am. Dar mai avea Silk Touch 2, e fi special. Bă, măcar dacă sunt aici și bă, altceva nu pot să iau, pentru că n-am găsit altceva, stai rebi să iau niște Soul Sand, că o să am nevoie și de ăsta. Hai că am și o lopată, perfect. Fac și ceva XP la spawnerul ăsta de XP. Mai am două stacuri de piatră, că e bine. Trebuia să-mi fi luat... Bă, da, ăștia, păi în genere, ăștia n-au luat mai puțin XP decât mobi, decât zombi.
Păi nu știu, habar n-am. Eu nu mă plâng. Mie chiar îmi convine acolo. Bă, na, nu am zis că nu-ți convine sau ceva. Hopa, hopa, hopa. Iar a început ăsta să arunce cu chestii după mine, cu chestii necurate. Hai că am un stac și ceva, nu cred că mai am nevoie. Momentan. Chestii necurate? Cine? Wither-ul? Ăsta Wither-ul, pardon. Da, guest-ul. A, apropo, un pic, că looting 3 pe sabie. Da, atât, looting 3 și atât. Da, da, nu, nu, mai îmi pică Bane of Arthropos 5, de parcă aș avea nevoie de ea. A, nu mai bun, pentru păiangăni. Da, păiangăni, da. Da, îmi pui mie de păjangeri. Bun, hai că am mai găsit o bucată pe aici, sper păi, că n-a... Păi, că mă pun puțin pe bucă să dau și un telefon. Ok, oh, bun, măcar zona asta n-a cercetat-o nimeni, Doamne ajută. Și acum să mă trezesc cu torțe puse pe undeva sau cu chesturi golite. Oho, dar e destul de mare zona. Aha. Interesting ce pot să zic. Hai să văd pe unde să mă duc jos. Hopa, hopa. Așa. Ok, și am plecat. Oh, bun, 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 n-a fost nimeni pe aici. Exact ce aveam nevoie. Gata, bosuleț? Hai că am găsit și o fortăreață. Am găsit fortăreață nemaipomenit. Yeah. Nether Fortress? Da, și e necercetată. Și n-a umblat nimeni în ea? Și e gigantică și e... Vreau să vin și eu! Dobre! Nu mai vorbește urât! Hai că e bine. Eu vreau să găsesc niște... Alo, amicul meu lecturat, ce mai faci? What? Sunt pe Skype cu un alt băiat mai șmecher decât tine, ce vrei? What the fuck? Ce? Nu contează, zi ce vrei. Nu știu dacă a uitat să se pună pe mut sau... Nu te fac și pe tine pe Skype, bă, că-i strici clipul. Îl cunoaște lumea pe Bercea, dar nici chiar așa. Doamne. Hai că vorbim în 10 minute, bă. Pup, pup. Și te violez în funcă o riglă, pa. Da, bă, nu, n-am vrut eu să mă dau pe mut. Genial. Dar am vrut să pară. Am găsit 3 diamante. Încă 3 diamante. Wow. Hai, bă, vreau și eu. Și o sabie de haur. Bă, dar vreau o armură de cal ca lumea, mă. Nu de gold. E aiurea. Nu-mi place. Atâtea chesturi, atâtea chestii. Yay. Și cred că nici nu o să fie nevoie să mă omor. Adică, să zicem, relativ aproape. Nu mă așteptam să găsesc așa de ușor. Ah. Bă, să-mi bag picior, bă, deci numai de-astea găsesc. Am 3 armuri de cal de gold. Doamne. Dar măcar am sedăluri o groază. Eu și eu care mi-am luat la mine 4 pickaxe-uri, că mă gândeam că o să stau și o să spar la negru direct, o să mi se acrească până apuc să găsesc un fortress. Sau până te bat la funduleț. Ok, deci nu știu, dar ok, deci știi ce, las-o așa. Nu, nici nu mă sperii puțin acolo, nu deloc. Nu. Da. Știi că eu glumesc, frate, știi că nu-s gheiuț, Doamne. Yeah. Nu mă crezi? Da, adică cum să nu, adică da, da, nu, stai, ce, nu. Asta e o întrebare capcană. Poate. Știi, am auzit că Rodby e disponibil. Ah, da? Pare rău, nu-s pe invers. Oh, perfect! Stai așa. De fapt, nu prea e perfect, dar da. Care ar fi norocul să-mi pice un cap de Wither din... S-a picat? Nu mi-a picat, dar care ar fi norocul să-mi pice un cap de Wither... Nu te mai lăuda alta, că e aproape imposibil. Șansa e aproape egală cu zero. Cu sabia de... Am citit pe wiki. Fii atent, cea mai mare șansă ca să-ți pice dintr-un Wither cap de Wither... O are creeperul care bubuie lângă un Wither și-l omoară din prima, dar creeperul care e fulgerat. Deci gândește de care șansele? Da! Nu, că știi ce... Da, am avut toată bulan pe Titan Watch. Știi cum mi-au picat? Eram și pe live.
Bă, dăm 4 scheleți, dăm 4 scheleți, 3 capete. LOL. Și eram pe live. Deci îți dai seama cum eram la faza aia, era în cea genul. Oh, da, cine e cel mai tare? Cine e cel mai tare? Nu vă aud. Ok, hai. Eu vreau să bat Wither-ul în classic mod. Oh. Adică să-l spunezi undeva și dă-i pe el, tata. Mă, să știi că și aș vrea așa să fac, adică nu l-am bătut niciodată ca lumea. Pui mei, ce, să-l bag în perete, să-l sufoc, că... Da, ce farmec mai are? Păi da, că automat poți să-l bați, că e useless. Da. Da, bine, bravo. De ce mă bat eu cu Wither-ii pe aici, cu Wither Skeletonii, nu știu. Bă, dar e de ținut minte zona asta, adică să vin că văd că se spawnează chiar bine. Când îmi pun un looting pe sabie, vin și dau aici la ei. Opa, să-mi spui și mie unde ești, că vin și eu. Că eu am looting pe sabie. Ai looting? 3, da. Stai să mai caut puțin, că încă n-am căutat-o și îți dau și coordonatele. Ce om, bă, ce om. Păi bă, știi, am mai făcut tot așa, tot pe Titan, aceam dat cuiva coordonatele, m-am trezit că a venit și el a găsit armură de diamant de cal și eu n-am găsit nimic. Și îți dai seama că era în ceea genul. Da, bravo. Dar câte forțe resurse sunt în Nether? Așa. Câte forțe resurse există în Nether sau e random tot? E random, cred. Stronghold-urile știu că sunt decât 3. Păi și Stronghold-ul și Fortress-ul nu e tot una, Stronghold-ul e mai mare. Nu, Stronghold-ul e ăla în care găsești portalul către dragon. A, păi da, Stronghold-ul. A, Stronghold-ul e în lumea reală. Da. Dar la pastea, bine, dar nu cred că există o limită, nu știu. Nici eu nu cred, adică, na, practic, din ce în ce se generează mai mult, din ce în ce... Bine, oricum, e de o șansă. Ai picat în lavă. Nu. Dar? Am găsit o armură de diamant de cal, yeah! Dar ce zici să-mi dai coordonatele? Da... Dacă pot să-ți dau coordonatele, stai așa. 643... Fă screen. Stai așa. Ups. Stai 600... LOL. 640 cu 640. Și cu 64! LOL. Deci mor. Exact astea sunt coordonatele. Screenshot. Stai așa, F3. Deci chestia asta e chiar faină. Vezi că ți-l trimit și ție dobre. Trebuie să-și se prind screen-ul. Ca să fie treaba să-l avem amândoi. Mamă, ce ia să pic în lavă. Adică mă rog să pic, nu știu dacă era lavă neapărat. Dar voiam să merg în față, știi? Pe textura asta n-am văzut dacă e groapă sau nu. Știi, și mă duceam așa, mă duceam, nu avem stres, cum să avem stres, nu avem stres. Oricum, frate, am armură de diamant de cal. Stai, de cal, de diamant de... Mă rog, înțelegi tu. Am armură de diamant de cal, yeah! Doamne. Mă bă, toate catate, dar acum, în serios, eu îmi pun aici Ender Chest-ul. Dar cât filmași? Nu știu cât filmez, oricum termin acum. Pun aici Ender Chest-ul și am plecat, pentru că... Voi veni eu manual, dar cine știe... Da, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 sedluri și... Ok, hai că e bine, pot să-mi fac și chestia de-aia. Făcut și-o level cânti. Aproape 39. Super, ok. Diamantele, am ajuns și cu 6 diamante, nu mai bine, perfect. Ok. Eu am găsit 5 diamantele când mă joc Minecraft și tu ai 6. Da. Ai nu chiar 6, cred că am găsit vreo 8, așa. Bun, deci hai că închei și eu aici acest episod cu numărul... Episodul e minunat. Da, episod cu numărul cât o fi el. Mă duc să mă omor 2 Wither Skeleton, că îi văd acolo, poate îmi pică ce, un cap. Ce număr are. Deci dacă îmi pică un cap din ăștia 2 Skeleton... Și nici măcar n-ai looting. Deci dacă îmi pică un cap din ăștia 2... Din ăsta 1, că el altă picat. Dacă îmi pică un cap din ăsta, ți-l dau ție. N-a pică, picat. Pică. A picat un os. Ah. Ok, deci cam asta a fost tot. Până data viitoare, eu am fost Cristi, el a fost Andy. Vă pup! Bye, bye.